Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe actorul Cătălin Grigoraș. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. De fapt, mă bucur că sunteți aici pe scena Teatrului din Turda și că facem această emisiune, că împărțim scena împreună. Da. Spuneți-mi, pentru că majoritatea colegilor au auzit câte ceva despre dumneavoastră, că sunteți fost cadru militar. Haideți să mergem și să aflăm, de fapt, ce e dincolo de cortina teatrului și să mergem în trecut, chiar în copilărie. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Unde ați copilărit? Am avut o copilărie frumoasă pentru că am avut, ceea ce în ziua de astăzi nu se mai întâmplă, bunici la țară. Mama mea e din Moldova, din Piatra Neamț, de la Războieni, Valea Albă, unde Ștefan cel Mare a pierdut singura lui bătălie la Războieni. Și acolo am copilărit. A fost ca în cărțile lui Creangă. O copilărie frumoasă. Mai mult în aer liber. Categoric. Eram la scăldat, la cireșe, adică toate acelea le-am trăit pe propria Ați piele. Ați furat cireșe? Am furat cireșe. Și nu m-a prins nimeni. Eu am scăpat de... Nu, a fost o copilărie frumoasă, mergeam la scăldat, era ceva în basm. Lucrurile începeau să devină urâte când ne întorceam la școală. M-am născut la Brașov, am mare parte din, tinerețe, să spun, până am plecat la facultate, am petrecut-o la Râșnov, părinții mei sunt din Râșnov, județul Brașov. Acolo am avut primele experiențe de viață, să spun, și în ale actoriei. Doar că n-am crezut niciodată că voi ajunge actor. Adică nu că n-am crezut, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge actor. La ce vă referiți când spuneți primele experiențe? Adică atunci ați fost prima dată la teatru? În Brașov, da. Dar îmi plăcea ce se întâmpla, nu... Eram și foarte emotiv, și acum sunt foarte emotiv, de altfel, dar eram foarte emotiv, nu puteam să recit o poezie sau... aveam primele experiențe, primele serbări la grădiniță, la școală, acolo se întâmplau. Era o lume care nu neapărat mă atrăgea. Eram fascinat de haina militară pentru că în familie avem tradiție. Un unchi de-al meu, începând cu bunicul, care a fost în al doilea război mondial și eram fascinat de poveștile pe care mi le spunea. Cred că îmi povestea în fiecare seară și avea vreo 5 sau 6 povești care le tot repeta. Dar atât de fascinat eram de fiecare dată. Ne puteți spune una dintre aceste povești? Mi-aduc aminte că au primit într-o seară, probabil nu mai mâncaseră de ceva vreme, și într-o seară au primit macaroane cu brânză. Erau pe undeva spre Rusia, spre Cotul Donului, și atât de mult au mâncat încât pe unul dintre colegii lui l-au învelit într-un cearșaf ud, pentru că îl durea burta atât de tare. Bine, dar avea un haz aparte, avea un farmec al lui în ce povestea și eram atât și imaginația mea funcționa și prin ceea ce spunea el, eu îmi cream imaginile cu acel om care, cu acel soldat care mâncase atât de mult încă, deci era ceva deosebit. Și de atunci, povestindu-mi și iubindu-și atât de mult țara, probabil prin ochii lui am răspuns și eu și unul dintre băieții lui a urmat cariera militară. Și eu am preluat și fără să vreau m-am dus în zona asta. Am intrat la Sibiu, la Academia Militară,
Da, să vă spun că înainte am, pentru că eu am făcut matematică fizică înainte, n-avem ce treabă cu zona asta umană, adică tocmai de asta vă spun că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge, voi fi actor. Și dumneavoastră v-ați ales profilul la liceu sau ați fost într-un alt? Nu, am fost la, am dat la liceu militar, la Câmpul Lung Moldovenesc, am picat la foarte puține sutimi și era undeva în iunie, în septembrie m-am dus din, trebuia să intru undeva și atunci au mai rămas niște locuri libere la matematică fizică și acolo m-am dus. Eram foarte bun la matematică, eram unul dintre cei mai buni, am și terminat cu medie foarte mare bacalaureatul și când după ce am terminat liceu m-am dus la facultatea de matematică fizică. Am intrat la Brașov, dar am realizat după, cred că după primul semestru, că nu pot să fac așa ceva, adică un profesor mi-a demonstrat în trei table că 0 egal cu 0. Și am zis că așa ceva eu nu pot să fac. Deci efectiv a scris trei table în care mi-a demonstrat că 0 egal cu 0. Mi s-a părut puțin cam mult. Erați genul de elevi, mai ales în liceu, care punea întrebări incomode profesorilor? Da, nu, sunt genul de om care nu sunt mulțumit neapărat cu... Deci nu luați lucrurile de-a gata. Gata, ok, nu, categoric. Și, dar 0 egal cu 0 e cam mult, adică... Și atunci am zis că nu trebuie să fac altceva și m-am dus spre cariera militară. Dar v-ați transferat la liceu sau ați terminat pe acel profil? Nu, am terminat matematică fizică, profilul, după liceu, mă rog, a urmat bacalaureatul, facultatea, am renunțat după prima de matematică fizică, am zis că așa ceva nu pot să fac și am venit la Sibiu să dau admitere la Academia Militară. Am intrat, bineînțeles, cu brio și erau probe fizice, dar nu eram foarte bun la probele fizice și am intrat fără nicio problemă. Ce presupunea una dintre aceste probe fizice? Păi aveam de alergat 2000 de metri, viteză, tracțiune la bară, tot felul de... eram mai slab atunci, puteam să fac multe tracții. Și cât timp v-ați pregătit pentru probele? Nu, pentru probele fizice nu m-am pregătit absolut deloc, pentru că făceam asta din liceu, alergam, adică eram foarte, foarte bine pregătit. Marea bucurie mea a fost că, mă rog, am luat contact cu viața ca zonă, a fost un impact destul de dur pentru că eram un visător, chiar dacă am terminat profil matematică-fizică, eram un visător și nu m-am gândit niciodată concret ce înseamnă să faci o academie militară. Nu a fost chiar așa. Și, dar visele dumneavoastră cum arăta? Cred că era o contradicție, o luptă, nu? Între minte și inimă. De exemplu, vă dau un exemplu. Am ajuns în prima, era 1 octombrie, a fost deschiderea anului, mă rog, școlar, ne-au dat uniforme, eram foarte mândru. Și ne-au zis că săptămâna asta încep cursurile, urmând ca săptămâna viitoare să plecăm în tabără. Eram fericit. Păi suna distractiv. Păi, tabără, mergi în tabără, mai fusesem în tabără la mare cu clasa, adică era ceva. A venit săptămâna următoare, ne-au pus în spate niște ranițe încărcate cu tot felul de echipamente militare, vreo 40 de kilograme avea ranița și ne-au dat traseul și împreună cu plutonul am plecat în tabără. Deci ați avut de mers pe jos? Am mers pe jos vreo 10-15 km. Nu aveam o problemă că nu aș fi rezistat fizic. Ba da, dar nu eram pregătit pentru... a fost un șoc. Am plecat în tabără pe jos cu toată lumea și era un efort... am ajuns acolo, era o zi foarte ploioasă de octombrie și era într-un poligon în apropiere de Sibiu și... nefiind pregătit, nu am avut schimburi la mine. Adică nu am realizat, de fapt, voi transpira foarte mult și mă gândeam că ne vor sui în ceva, ne vor duce, ne întoarcem înapoi. Și n-ați avut haine de schimb? N-am avut haine de schimb și am stat toată ziua ud. Adică să mergi 10-15 km cu o raniță de 40 de kilograme. Da, mă rog. S-a întâmplat să nu să fie pneumonie și de atunci am început să mă trezesc la realitate. Și din acel moment am încercat în următorii 4 ani cât a durat Academia Militară să găsesc tot felul de formule de a mă sustrage. N-am mai zis niciodată asta, dar vă zic acum. În premieră la NCR. Da. Și spuneți-ne ce ați făcut acum, a fost în trecut.
Da, păi am luat contact de, pentru că am încercat să găsesc aceste formule, am început să iau contact cu tot felul de alte activități extra Academia Militară și așa am cunoscut viața culturală din Sibiu. Mergeam, pentru că se întâmplau multe evenimente la Sibiu, mergeam voluntar, mergeam să fac tot felul de acțiuni culturale. Mi-aduc aminte că vreau să fac și eu teatru. Am început să merg la teatru la Sibiu și atât de mult îmi plăcea ce vedeam în ochii actorilor. Și tot eu mă întrebam ce se întâmplă în culise, cum e în culise. Am fost foarte fascinat de lucrul acesta. Dar la ce vârstă ați mers prima dată la teatru? V-au dus părinții? Nu, ne-au dus cu școala. Eram, cred că, clasa 7-a sau 8-a, undeva la Brașov. Dar nu am dat importanță foarte mare. A fost o experiență frumoasă și atât. Din momentul în care am început să găsesc aceste formule de a mă sustrage, am început să merg foarte mult la teatru la Sibiu. Iubeam, vedeam în ochii actorilor ceva deosebit și vreau să fac și o parte din lumea asta. Și încet, încet, înspre... Ați încercat să vă împrieteniți cu actorii după spectacole? Da, dar era așa, nu eram nici foarte tupeist, pentru că nu vreau să par nici cum sunt fanii care merg și iar. Nu, adică nu vreau nici să deranjez. Eram foarte fascinat. Am zis că într-o zi trebuie să fac și eu lucrul acesta. În Sibiu se făceau niște cursuri de teatru la Școala Populară de Arte. Și m-am dus, am zis cu tupeu, cu încredere, mă duc. Dar aveți timp de acele cursuri? Nu, săream gardul, fugeam de la Academia Militară. Dacă vreți picanterii, vă dau acum. Săream gardul în categoric în afara programului, pentru că nu aveam voie să ieșim în oraș decât după un anume program foarte strict. Dar săream gardul și fugeam. Și câte ore lipseați de regulă? 3-4 ore, erau după amiezile care erau oricum libere sau noi trebuia să mergem la studiu, că aveam program de studiu și aveam învățat tot felul de regulamente militare. Eu săream peste regulamente și mă duceam în oraș. Nu observa nimeni că lipsiți. Colegii mă acopereau, am avut colegi excepționali. Îi mai chemam și s-a întâmplat că după ce am urmat aceste cursuri, făceam din când în când, se făceau tot felul de mici spectacolașe în care luam și o parte categorică, era la nivel de amatori. Și luam parte și eu și îmi invitam colegii. Și na, chiar mi-aduc aminte că apărusem în Observator Militar la un moment dat. Într-un spectacol și mi-a plăcut foarte mult. Dar mai mult decât atâta, acolo am avut șansa, pentru că toată viața noastră, de fapt, e o înșiruire de întâlniri cu tot felul de oameni, și întâlniri care te marchează într-un fel sau altul. Așa și e. Care îți determină cursul. Am avut marea șansă să-l întâlnesc pe Paul Mocanu, din păcate nu mai este printre noi, un om, un mare actor și un om care a fost coleg de generație cu Toma Caragiu. Și acea întâlnire m-a fascinat, m-a marcat total. Povestea, avea povești din lumea teatrală și exact, îl regăseam pe bunicul meu în acest stil om. De a povesti. Exact, exact. Cred că au bătrânii un anume stil de a povesti, foarte așezat, foarte calm, foarte și mi-a transmis foarte multe numai prin ceea ce îmi povestea și atunci. Dar ce v-a spus despre meseria de actor? V-a încurajat să o practicați? Fără discuție, fără discuție. Îmi povestea despre experiențele lui de viață. De exemplu, a avut o întâlnire cu Radu Stanca, adică a jucat într-un spectacol al lui Radu Stanca, o scrisoare pierdută montată de Radu Stanca undeva în 1940 și ceva la Sibiu. Și îmi povestea întâlnirea și cu Radu Stanca, ceea ce mi s-a părut fascinant, pentru că în ziua de astăzi, încet, încet ne pierdem reperele sau nu prea le avem, nu prea le găsim. Și marii noștri actori încet, încet se duc. Ori eram atât de fericit de întâlnirea asta cu el, încât nimic mai conta. Odată ați avut șansa să vorbiți cu Nesu? Nu. Timp de 2 ani de zile cât au durat aceste cursuri, mergeam, cred că de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână. Și făceam în așa fel încât nu lipseam niciodată. Deci, am avut mare noroc că nu m-a prins nimeni niciodată ca să rigardu timp de 2 ani de zile că făceam lucrul ăsta. Și erați un fel de ucenic al lui. Exact, exact. Așa s-a întâmplat.
Dar el tot timpul mă sfătuia. Când săreați gardul, erați cu uniforma militară, așa mergeați la spectacole sau la repetiții? Nu. Păi altfel mă identifica în oraș imediat cineva. Nu, categoric. Aveam hainele civile ascunse undeva în dulap, mi le luam, mă schimbam și frumos, adică nu trebuia să dau de bănuit nimănui. Altfel eram ușor de recunoscut în oraș. Părinții, familia, prietenii apropiați știau despre pasiunea dumneavoastră? Știau ce faceți? Da, știau, dar cred că n-au dat importanță niciodată, o mare importanță, până în momentul în care... Dar nu v-a spus tata, băiete, să-ți vină minte la cap, să-ți continui cariera militară, lasă teatru? Nu. Bine, din momentul în care am plecat la Sibiu, nu le spuneam totul neapărat, adică... Erau anumite lucruri pe care le păstram pentru mine, adică erau pasiunile mele și atât. Și mă bucuram de ele, atât. Da, mulți colegi de-ai mei, sau unii dintre colegii mei, lasă-mă, faci teatru, ce să zic, foarte bine. Da, mi se părea, faptul că îmi bucuram sufletul, întrecea orice ar fi spus oricare, oricine. Orice critică. Exact, nu. Mă bucuram eu de acel moment, ceea ce nu mi se mai întâmplase până atunci. Și nu prea ni se întâmplă în viață să faci un anumit lucru și să te bucure. Să te bucure acel lucru. Și mulți dintre noi nu facem asta. De ce oare? Nu știu. De frică, habar n-am, de frică că mă gândesc, poate fi, că nu știm ce va fi mâine și mai bine să ne fie nouă călduț, așa cum, chiar dacă nu îmi bucur sufletul, dar să am eu liniștea zilei de mâine. Să stăm în culcușul obișnuiței. Exact, să fim liniștiți, da, probabil. Da. Dar actorul e un om liber de inhibiții, le mai aveți? Da, de fiecare... Sau doar pe scenă sunteți dezinvolt? Cred că de asta am ales să urc pe scenă, pentru că pe scenă totul e posibil. Pe scenă nimeni și nimic, timpul se dilată, timpul este altfel și nimeni și nimic nu poate să-ți afecteze momentul acela, cum se întâmplă în viața de zi cu zi. Ai de plătit o factură, ai de mers undeva neapărat, ai de, nu știu, nebunia asta în care trăim. Pe scenă e altfel, e diferit și atunci probabil că bucuria de a fi acolo întrece orice, nu știu, lucru diurn. În afara scenei, ați rămas un om timid, cum spuneați că ați fost? Da, sunt un om care... Nu mai sunt timidul de la 18 ani, dar există un soi de... Nu știu cum să o denumesc... De reținere. Emoție în care... trăiesc, nu pot să intru cu, indiferent că știu că pot să fac orice, oricând, oricum, dar cred că respectul față de celălalt și în general respectul față de om nu îmi dă voie să fac pe scenă, adică fac foarte bine delimitarea între ce se întâmplă pe scenă și ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și asta vreau să spun, că chiar și acum, după mulți ani, am aceeași emoție înainte să intru într-un spectacol. O emoție frumoasă. E ca atunci când ești îndrăgostit și urmează să se întâmple, să te întâlnești cu persoana iubită. Cam despre asta e vorba. Așa mă simt la fiecare spectacol. E categoric că după ce intri în scenă, acea emoție dinainte de a intra se transformă într-o energie creatoare. Dar există emoția și asta e frumos la... Pentru că ați adus în discuție dragostea. Când ați trăit prima dragoste? Sibiul e un oraș romantic. Prima dragoste... Mă gândesc că fetele făceau cumva coadă, mai ales după ce ați început să jucați în spectacole și uniforma militară atrage. Da. Da. Prima dragoste a fost undeva la 16 ani cu actuala soție. Ca orice tânăr, am cunoscut-o la Valea Albă Războieni, la bunicii mei.
Era da, venită da, în vizită sau în nu, și bunicii erau tot de acolo. Da. Și așa ne-am cunoscut, adică bă, a fost ceva... Erau momente... Mergeam împreună cu bunicii mei la prășit, mergeam, nu știu, cu băieții la fotbal, mergeam, luam vaca, o duceam la păscut și mă întorceam. Adică era frumusețea asta a spațiului de la țară. Era, și atunci, acolo, în acest cadru frumos, pur și simplu, ne-am cunoscut în copilările astea ale noastre, am cunoscut-o și a fost prima mea dragoste. Doar că, la... Ce v-a plăcut atunci la prima dată? Ce ați remarcat? Simplitatea, frumusețea ei. Doar că timpul după aceea cumva ne-a despărțit și am fost despărțiți o lungă perioadă. Eu am fost prin structură. Sunt un om care caută tot timpul și vrea să cunoască lucruri și în căutările astea ale mele, în descoperirile astea ale mele, categorică nu eram așezat neștiind ce voi face, că nu aveam linie. Erați pregătit pentru o relație foarte serioasă atunci. Nu știu dacă aș putea să o numesc chiar așa. Eu ca viață, ca structură, nu știam, eram într-o căutare. Nu știu, căutam ceva. Până am găsit probabil teatru, probabil că asta căutam. Am găsit teatru după care m-am calmat. E, întâmplarea frumoasă a făcut că ne-am reîntâlnit. Întâmplător. După câți ani? N-am calculat. Ne-am întâlnit după 10 ani sau ceva de genul acesta. Ne-am întâlnit și a fost ca prima dată. Și acum ne-am căsătorit când ne-am reîntâlnit. Iată-ne în prezent. Erați deja actor când v-ați întâlnit. Da, 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 da. Păi asta spun, că probabil căutam drumul, nu-l găseam, nu știam. Inconștient ați căutat actoria, n-ați știut. Da, cred că aici s-ar rezuma tot ce povestim noi. Dar v-ați susținut? Din momentul în care ne-am regăsit, fără doar și poate, am un mare, mare noroc cu ea. Și ei acum sunt la Sibiu, eu sunt aici, mă rog, stăm, mai vin ei sau o săptămână la mine, mă duc eu în weekenduri sau când nu am spectacole, și, dar în mare parte eu sunt la Turda, la Cluj, ei sunt la Sibiu. Și există o extraordinar de mare îngăduință din partea amândurora. Acum, categoric, e și ea un pic geloasă că pe lumea asta, pe nebunia asta, din jurul meu, nu are de ce să fie și știe lucrul ăsta. Nu suntem chiar foarte bine. Și îi mulțumesc pentru că înțelege lucrul acesta. Mi s-a dat să mai trăiesc experiențe și în trecut în care nu neapărat erai pe aceeași lungime de undă, dar e probabil că de asta am și așteptat atâta timp ca să ne regăsim, nu știu. Și dacă e să puneți în balanță viața de familie, viața profesională, cât timp dedicați și una și alteia? Cred că 90% o dedic vieții profesionale și nu e bine să nu faceți ca mine. Dar aveți încerc, noroc încerc, o să fie înțelegătoare. Da, încerc să le îmbin, pentru că, de exemplu, dacă mai plec în turnee, de multe ori, dacă ea nu are activități, vine cu mine sau... acum am un festival la Turda, Festival Internațional de Teatru, a stat toată perioada, a stat aici. Adică se bucură și ea de experiența asta pe care o trăiesc și cumva le îmbinăm. Dar cred că dedic destul de mult timp și familiei, poate puțin mai mult profesiei. Nu știu dacă e bine sau rău. Încă am energia la care, în momentul de față, să fac lucrurile astea. Da. S-ar putea să se schimbe raporturile, nu știu. Nu știu ce îmi va rezerva viața. Dar important e că trăim acum și s-ar putea să se schimbe când mai cresc copiii? Ce vârste au acum? Fetița are 12 ani și băiețelul are 3 ani jumătate.
Să vă trăiască. Mulțumesc. Da, băiețelul nu înțelege el fenomenul. Mă și amuză. A început să, de ceva perioadă să-mi zică cătă, nu mai zice tati. Și, dar nu, e chiar ok, nu mă deranjează deloc, absolut deloc, chiar mă bucură. Pentru că putem să dezvoltăm și o relație, o altfel de relație. De regulă, știu, cu tatăl meu, tata, eu nu puteam să... Dar nu o să vă deranjeze în viitor, să vă spun așa? Da, deloc. Da, deloc. Toată lumea îmi spune așa, adică n-am niciun fel de... E ca în Occident. Și fetița e fata tatei sau mamei? Mai mult a mamei. Nu, nu, e ok. Chiar am o relație foarte bună cu ei și... Na, mai sunt eu, mă mai înfurii că... Așa trebuie să fie un tată mai autoritar din când în când, ca să nu ți se urce în cap, dar sunt, au o copilărie mult mai bună sau mai diferită față de a mea, pentru că, nu știu, acum, adică mie nu-mi permiteau părinții să fac atât de multe cum le permit lor și nu aveam, adică eu mi-aduc aminte că aveam, primeam o jucărie o dată pe an. La ziua de naștere? Nici măcar la Crăciun și la Paște, de două ori. Sau nu, la Paște ne luam haine și la Crăciun primeam o jucărie. Adică așa erau vremurile. Da. Nici nu se găseau atât de multe ca acum. Acum toată lumea, ei iau telefoane. Și se făceau prăjituri, tort. Făceau, ne făceau mama în casă. Acum mergem și cumpărăm. Sau îi trimitem la un loc de joacă. E mai simplu, mai practic, dar nu se compară cu nu un tort de casă. Nu, categorică nu. Bine, din punctul ăsta de vedere sunt un pic ei mai privilegiați că au absolut totul la dispoziție, dar gândindu-mă la ce spuneam de copilăria mea frumoasă, din păcate ei nu cred că o pot trăi sau nu înțeleg ce înseamnă. Eu eram murdar din cap până în picioare, dimineața până seara, n-aveam ce treabă. Eram murdar de cireșe toată fața. Erau și cireșe negre, adică nu doar. Și atunci era frumusețea a copilăriei, da? Pe care, din păcate, ei nu o trăiesc acum. Dar compensează pe partea cealaltă, așa că astea-s vremurile, trebuie să... Vă moștenește fetița? Puțin din natura artistică. Nu știu, eu aș prefera să nu să nu mă moștenească niciunul. Nici n-aș vrea să facă actorie niciunul. E o zbatere, e un chin și sfătuiesc pe oricine să nu urmeze acest drum, decât doar dacă simt că nu pot face altceva, că vor să facă din toată inima lucrul acesta, pentru că altfel e un chin. Ar trebui să intrăm într-o întreagă discuție despre ce înseamnă sau de ce e chin și cum. Nu, dar e, pe scurt, care e partea cea mai chinuitoare? Partea cea mai chinuitoare că sunt foarte mulți absolvenți de teatru în țara asta și nu au ce face și mulți dintre ei se apucă să facă altă facultate. Nu, din păcate, teatrele de stat nu mai pot absorbi. Deci actorul încă moare de foame. Fără discuție, nu știu, adică sau termin facultatea și nu poți să intri într-un teatru de stat unde ți se asigură, mă rog, un salariu decent, să spun, sau un minim, și te duci să faci teatru independent, să faci trupe de teatru independent și la Cluj, cred că sunt vreo 2-3, dar e o întreagă zbatere, pentru că nu avem niște legi în sensul ăsta, nu avem niște legi care să susțină, care să sprijine mediul privat, să susțină actul artistic. Și atunci e greu, e foarte greu. E un consum fantastic. Gândiți-vă și pentru cei care sunt în teatru. Hai să ne imaginăm o actriță care este într-un teatru. Și are de deplasări, avem deplasări luna asta, toată luna. E, pentru un bărbat e un pic mai simplu să plece de acasă, dar pentru o femeie e un pic mai greu. Mai ales dacă are și copii. Exact. Aici, ori poți face lucrul ăsta doar în momentul în care ești convins 100% că e vocația ta și nu mai alt drum. Că inima ta nu te lasă să faci altceva. Pentru că altfel o să fie un dezastru. Dar dacă stai și cântărești aspectele practice, economice, se poate trăi din teatru? Vă întrețineți, da, din meseria asta? Fără discuție.
Da, fără discuție. Dacă poți, dacă ești talentat, dacă muncești, poți trăi din teatru fără niciun fel de problemă. Eu, înainte să vin la teatru din Turda, aveam o companie de teatru independent la Sibiu. O mai am și acum, doar că am redus activitatea, că sunt în mare parte aici. Din asta trăiam, pentru că făceam spectacol în sistem independent, adunam actori împreună și mergeam, căutam contracte, mă duceam, dar era un chin enorm, fantastic. Să nu ai siguranța zilei de mâine, în primul rând, nu neapărat pentru mine, cât pentru întreaga trupă, pentru că îi aveam pe toți în grijă, cumva, și trebuia să le asigur salariul și atunci trebuia să muncim. Dar, repet, este extrem de greu. Probabil dacă legislația dacă legislația ar fi la nivelul celor din Europa de vest, cum în Franța sau de ce nu în America, unde în America nu există teatru de stat, există doar teatre independente, dar mediul privat are legi care să le permită să susțină. Cetățenii merg, cumpără bilet și știu că susțin un act artistic. Și e o întreagă industrie. Dacă probabil se vor schimba lucrurile și la noi, vom avea o șansă. Altfel e foarte greu pentru tânărul care vrea să facă teatru. Până când credeți că veți face meseria asta? Cred că toată viața am să o fac. Și după ce voi ieși la pensie. Nu mai pot. Am avut la un moment dat, în zbatele mele teatrale, am avut un gând de a renunța. Și chiar am încercat niște afaceri în altă zonă, în zona teatrală, dar eram total lipsit de vlagă și am zis că nu pot, banii nu înseamnă, fac bani ca să, ce, dacă nu pot bucura sufletul, și atunci prefer să reușesc să fac bani prin teatru, să-mi bucur sufletul, că restul vin de la sine. A spus că actoria poate fi un chin. Actorul Cristian Grosu spunea că teatrul e o sticluță cu parfum. Sunteți de acord? Și ce fel de parfum ar fi? Ce ingrediente are? Ce note de bază? Păi, sunt de acord. Fiecare probabil o simte în felul lui. Dacă... Cred că e un parfum de cea mai bună calitate. Pentru că... În momentul în care se întâmplă ce se întâmplă pe scenă și transmiți publicului în sală, reușești să transmiți o energie, el se încarcă cu această energie și atunci se poate schimba. Pe mine, o întâlnire de genul ăsta m-a schimbat. Pe mine, teatru m-a schimbat. Am învățat să mă cunosc mai bine. Probabil că acest parfum, stropind spectatorii cu acest parfum, lumea, societatea, comunitatea se poate schimba și cred că este un parfum de cea mai înaltă calitate. Nu regretați niciodată că nu ați rămas în domeniul militar? Ați putut avea o carieră stabilă? Da, colegii mei sunt maiori acum și chiar o să avem o întâlnire anul acesta undeva în august, de 20 de ani, 15 ani. Dar cred că am venit să vă întreb, după ce ați terminat Academia, până la urmă ați profesat și da, un an jumătate am profesat, m-am întors, am primit repartiție chiar la Brașov. M-am dus la Brașov și acolo am reușit să strâng niște militari cu care am făcut câteva momente artistice în scurt. Cu totul altceva decât era fișa. Da. Și am vrut la Brașov, încă de atunci m-am gândit să fac școala de teatru. La Brașov nu era. Am căutat la Brașov să rămân și în armată, să fac și cursul de teatru, dar nu era facultate la Brașov și am încercat să mă transfer la Sibiu, nu am reușit, ori trebuia să se întâmple repede, era undeva în martie, în iunie, iulie era admiterea și n-am reușit să mă transfer, eram foarte tânăr la început de drum și atunci am zis ok, renunț. Mi-am dat demisia rapid. A fost așa de pe zi pe alta? De pe zi pe alta. Azi am zis că renunț, dimineața am semnat demisia, m-am dus. Am încercat comandantul de la vremea aceea să mă convingă să nu plec, m-am mai lăsat o zi
foarte chinuitoare pentru mine, că acasă mă gândeam ce fac, plec, nu plec, înclinam să nu mai plec, acum am zis tuturor că plec, nu mai pot să nu fac asta, că erau și chestii de onoare, da. Nu puteam să, gata, mâine mă duc la... și am plecat. Ai mei n-au știut, părinții n-au știut că am plecat, nu le-am zis. După cât timp au aflat? După vreo 5 ani, cred că 4 ani. Atât cred că după 4 ani. Nu știu cum ați reușit să ascundeți atâta timp. Era, bă, noi suntem 5 frați, mă rog, 3 băieți și 2 fete, și toți ceilalți, nu, unul dintre frații a plecat în Anglia, iar ceilalți 3 frați au venit la Sibiu și la facultate. Eu deja mă întorsesem la Sibiu, eu sunt cel mai mare, sunt mai mici, și au venit la facultate la Sibiu. Cumva am reușit să ascundem acest lucru. Doar spre a-i proteja pe părinți, nu pentru altceva, pentru că altfel se gândeau, dom'le, ce face omul ăsta, unde trăiește, ce mănâncă, ce... Și nu au fost afectați mai tare de faptul că le-ați ascuns, că i-ați mințit? Nu i-am mințit, pentru că tot timpul când venea vorba de armată, evitam, nu vorbeam. Adică sunt bine, ok, că povesteam. Bine, ei știau că sunt și la teatru și deja i-am invitat la câteva spectacole, la câteva... Veneau, i-ați, da? I-ați obișnuit treptat cu ideea? Încet, încet, cumva s-au obișnuit, dar nu... Probabil că chinul a fost mai mare pentru frații mei, că trebuia să ascundă și... Dar nu, au înțeles după aceea, și văzând lumea în care și fericirea și bucuria din jurul meu, nu. Tata întotdeauna, într-adevăr, a fost, era, el era mândru că băiatul e ofițer. Sunt ofițer și acum, i-am zis, și acum sunt ofițer, doar că sunt în rezervă, nu e nicio problemă, adică nu mi-a nimeni faptul că sunt ofițer. Și, nu, ok, au înțeles că lucrurile... s-au întâmplat așa și mai bine pentru mine că s-au întâmplat așa. Ce alte hobby-uri mai aveți în afară de teatru? Tenisul. Mai merg la tenis de câmp din când în când cu fata. Ea e pasionată. Bine, ea face și atletism și din când în când mergem și mai jucăm tenis împreună. Ați învățat-o dumneavoastră tenisul? Da, da, oarecum. Oarecum, da. Și cu colegii, prietenii ei, dar... când avem timp, mergem. Da. Cam asta e așa, bă, pe scurt. Când ați fost ultima dată la teatru ca spectator? Acum în festival, s-a terminat festival. Deși joc în mai multe spectacole, n-am reușit în festival să-mi programez decât un singur spectacol, pentru că știam ce înseamnă chinul de a fi pe scenă și în același timp să și organizezi. Că să fii pe scenă să joci și în același timp să sune și telefonul, nu mă pot concentra, nu mă pot bucura de momentul de a fi pe scenă, că trebuie să mă gândesc la alte aspecte de tip organizatoric și e chinuitor. Povestiți-ne vreo experiență, nu știu, o întâmplare, o amintire de pe scenă, ceva mai interesant. Cu siguranță sunt multe și din culise, de fapt, și... Sunt multe, sunt multe. Apropo de ce îmi povestea și profesorul Paul Bocanu, cu care de bâlbele și de ce se întâmpla prin spectacole, și eu mă gândeam, cum să se întâmple așa ceva? Uite că eram, jucam la Petroșani, la teatru din Petroșani, în Hamlet, jucam Claudius, tatăl vitreg al lui Hamlet. Mă rog, nebunie, repetiții multe. Prima scenă începea cu Hamlet, care era în, mă rog, în sala tronului. Intra regele Claudius și cu Gertrude, cu mama lui Hamlet. Claudius, știm, l-a omorât pe tatăl lui Hamlet. Mă rog, Hamlet nu știa acest lucru. Și era nunta lui Claudius cu Gertrude și eu intram cu o farfurie, cu o felie de tort, da, și eu duceam lui Hamlet. S-a întâmplat, nu știu, probabil m-am întors eu, deci am luat farfurie, am pus-o pe masă și m-am întors să vorbesc cu regina și mă întorc din nou la Hamlet. Nu știu dacă s-a întâmplat asta în repetiții sau atunci s-a făcut pentru prima oară. Hamlet a luat farfuria și a mutat-o mai încolo. Pentru că
totul e firesc și e normal pe scenă. În capul meu a fost, oare, de ce am mutat farfuria? M-am gândit că a scăpat tortul. Nu, m-am gândit de ce am mutat farfuria, că nu se întâmplă asta. Nu, dar e firesc. Și textul era în versuri și m-am întors la colegii mei, nu mai știam ce trebuie să zic, că m-am gândit în loc să mă gândesc la ce aveam, m-am gândit că am mutat farfuria mai încolo. L-ați uitat versuri. Blank. Mă întorc la colegii mei zâmbeau la mine. Mă întorc la Hamlet, premieră, critici. Suflul era într-un colț, îmi făcea semne, era o doamnă disperată. Mă întorc înapoi la colegii mei și încep să văd, îi văd pe colegii mei cum încep să fac ochii din ce în ce mai mari. Era o pauză nefirez de lungă și... mi-a venit, probabil că am sărit un vers sau ceva și mi-a venit în minte, am zis, dar faptul că i-am văzut pe colegii mei, după aceea când am început să zic, s-au relaxat. Adică, da, se întâmplă să ai blancul, se întâmplă să dai bâlbe. Și ce te salvează atunci? Ți se suflă sau nu, îți amintești repede? Pur și simplu, oricum știi ce ai de zis. E mai greu în versuri că trebuie să potrivești versul ca să iasă, că altfel poți să spui orice, că ideea, adică dacă am să-i duc tortul și îi spun că îl urăsc, chiar dacă nu vine că te urăsc, spun altceva, dar tot în sensul ăla. În versuri e mai complicat, că trebuie să și rimeze versurile, da. Poți schimba cuvintele. O să se prindă toată lumea că ne-ai încurcat. Nu, dar apa a ieșit bine până la urmă și înțelegeam. Se întâmplă, pentru că și actorii sunt oameni pe scenă și ei simt, trăiesc și totul se întâmplă real. De asta e frumos la teatru, de asta îmi place la teatru, că de multe ori fiecare spectacol poate fi diferit. Energia se construiește într-un anume fel, spectatorii cu tine de la început până la final. Aveți un rol care vă place în mod deosebit? Și dacă e să alegeți între un rol pozitiv și unul negativ, ce preferați? Pozitiv. Pozitiv pentru că... și Claudius nu era chiar un rol pozitiv, era un negativ. N-am fost foarte mulțumit de creația mea din Hamlet. Dar cred că un rol pozitiv, că și eu sunt foarte pozitiv și mă bucură viața și atunci bucuria personajului o pot modela și eu în mine și probabil din cauza asta. Dar în egală măsură pot să accept și un rol negativ, nu... Acolo probabil te silește acel rol să scoți din tine și alte lucruri sau să-ți descoperi și o altă latură. Atunci, ceea ce nu-i rău, că lucrezi cu tine și atunci îți descoperi limitele. Un rol care mă bucură foarte mult este rolul Ionel din Ultima Haltă în Paradis, în regia lui Andrei Mihalache, un spectacol care se joacă aici la Teatrul din Turda. Ionel este un tip foarte, foarte timid, ajuns pentru că a vrut să se sinucidă din cauza iubitei lui, a ajuns la spital, iar aici la spital îl întâlnește pe Mitică, un personaj, un fel de Don Juan de România, să spun, care a trecut prin sute, zeci de experiențe cu femei și atunci cumva într-un punct Mitică se hotărăște să-l învețe și pe Ionel din secretele, sau să-i împărtășească secretele lui. Se lasă cu mult râs? Se lasă cu foarte mult râs. E de la cap la coadă, spectacolul e un deliciu și foarte mult îmi place când lumea se simte bine, enorm de mult, și de asta probabil că prefer personajele pozitive. Dar exact cum vă spuneam, nu neapărat. Una dintre slăbiciunile actorului care ar fi? Poate că dea în capcana narcisismului, de exemplu. Da, foarte ușor. Mi s-a întâmplat? Nu știu cum, din cauza că sunt și manager. Mie nu-mi place niciodată să... după ce se termină un spectacol, nu-mi place să mă duc și să întreb, ți-a plăcut? Cum a fost? Nu pot să fac lucrul ăsta. Niciodată nu am făcut și nu o să-l fac. Pentru că simt. Adică e o chestie pe care o simți. Dacă a ieșit bine, dacă n-a ieșit bine, dacă ți-a ieșit bine, dacă publicul a plăcut sau nu. Adică sunt niște lucruri care se simt. Nu se pot spune.
Da. Categoric, actorul trebuie să aibă grijă de imaginea lui, fără doar și poate, pentru că asta e, imaginea lui vinde până la urmă. Indiferent de asta, actorii mari de București, actorii de București, pentru că apar la televizor, vând mai bine un spectacol decât, pentru că și în zonele astea, la Turda, avem niște actori tineri excepționali la început de carieră, la Clujul, are niște actori fabuloși, dar în momentul în care nu ai imagine, nu prea vinzi. Sau în momentul în care, să formulez altfel, dacă ai imagine, vinzi mai bine. Și apropo de imagine, pentru că e și moda asta cu selfie-urile, obișnuiți să faceți selfie-uri, să le puneți pe Facebook, să fiți activ în mediul online? Nu prea. Nu prea. Bă, încerc, mai fac, nu fac selfie-uri, poate doar cu copiii, dar bă, nu fac selfie-uri. Acum, probabil, pe festival am început să... fotograful ne-a prins în niște cadre, niște ipostaze cu oficialitățile sau cu actori invitați. În rest, nu prea fac și ar trebui, probabil, să fac asta, nu? Nu știu. Dumneavoastră decideți. Și spuneți-mi, dacă ar fi să se scrie o piesă de teatru după viața dumneavoastră și ați alege dumneavoastră titlul piesei, care ar fi? M-ați luat prea pe nepregătite. Nu știu... Cum vedeți viața așa până... Bucuria de a trăi, probabil. De a face ce-ți place. Cred că bucuria de a face ce-ți place. Cred că asta e cel mai potrivit titlu. Pentru că până acum am făcut doar ce mi-a plăcut. Doar ce mi-a plăcut. Și îi sfătuiesc pe toți cei care se vor uita la emisiune, vor veni la teatru, chiar să-și urmeze inima și să facă... Indiferent de preț? Dacă sunt obstacole financiare sau de altă natură? Indiferent de preț. Am trecut prin niște obstacole fantastice. Am plecat din armată, unde totul era sigur și era un salariu. M-am dus să fiu student la teatru, unde am avut norocul că am câștigam o bursă lunar și am reușit să-mi întrețin, să plătesc o chirie la Sibiu, să mănânc. Făceam spectacole de clownerie. Am avut și marea șansă să lucrez cu Marian Râlea, cu magicianul, și am învățat. De asta spun că întâlnirile în viață sunt deci foarte știi marcante. Să faci și trucuri. Oarecum. Trucuri din punct de vedere al meseriei. Adică nu fac magie. Magician al poveștilor. Și atunci ne-am învățat ce înseamnă să... poți să faci un spectacol la copii, să faci un spectacol în anumite spații neconvenționale și datorită acestor spectacole am reușit încet să mă întrețin. De asta am reușit să-i protejez pe părinții mei o bună bucată de vreme. Făcând lucrurile astea am câștigat existența. Chiar dacă eram, mi-aduc aminte că primul spectacol de clown am câștigat 10 lei. Mă rog, la vremea era în bani vechi, era undeva la... 1000 de lei sau 10.000 de lei, nu știu cât erau. Dar în banii de acum 10 lei. Și eram, ajungea să mănânc 2 zile. Adică era ok. Era bine și... Din păcate. Bucuria de a face ce îți place. Da. Mulțumim că ne lăsați cu acest gând. Timpul a trecut foarte repede. Noi vă așteptăm și cu altă ocazie. Și vă mulțumim pentru prezență. Și eu vă mulțumesc din suflet. Mă bucur că am fost gazdă și ați venit la Teatrul din Turda. Vă aștept cu mare drag și din toamnă, când vom relua stagiunea aici. Sunt spectacole de foarte bună calitate și vă aștept cu toată încrederea și cu toată mulțumim inima. Mulțumim și succes! Să rămână! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN! Iubim apa.